Hello, Ștefan aici. Nu am mai vorbit de mult despre acnee pe acest canal. Acnea mea, în momentul de față, are un mic boom așa în zona gâtului. Nu știu exact cât se vede acum în video. O să vedeți mai încolo când o să mă vedeți fără machiaj pe față. Dar, per total, să zic așa, s-a stabilizat foarte mult, s-a ameliorat foarte mult situația. În zona feței au început să-mi iasă foarte rar coșurile acelea mari sub piele care mi-eșeau cândva. Așa că din punctul meu de vedere, rutina pe care o am acum este potrivită. Dacă vreți să vedeți rutina, apropo, puteți să accesați atât rutina de dimineață, cât și rutina mea de seară și acolo o să vedeți ce produse folosesc. De asemenea, am și un videoclip în care vă arăt cum mă demachiez. Get unready with me, practic. Get unready with me, practic. Astăzi, în schimb, nu o să vorbim despre produse de îngrijire, ci o să vorbim despre produsele cosmetice. Și de multe ori mi se pune întrebarea, ce să fac cu un ten acneic? Să stau să-l acopăr cu fond de ten, să nu se vadă coșurile, să nu fie rușine să ies pe stradă, sau să ies fără nimic pe față? Răspunsul din punctul meu de vedere este undeva la mijloc. Personal am observat că în zilele în care am mult de mers prin oraș, dacă ies fără fond de ten, cumva se resimte și pielea mea și ajung să-mi iasă mai multe coșuri. Nu știu dacă e vorba de praf mult în atmosferă sau de poluare sau habar n-am despre ce e vorba, e pur și simplu ce am observat pe pielea mea și ce am mai auzit și la alte persoane să observe. Poate n-ar fi rău să încercați și voi să faceți un mic experiment, să vedeți cum vă este în zilele în care ieșiți din casă fără fond de ten și în zilele în care ieșiți cu fond de ten. Asta nu înseamnă, evident, că eu ies tot timpul din casă acoperită de fond de ten. Nu, pur și simplu depinde și de starea mea, depinde de unde merg, depinde de foarte multe lucruri. Dar pentru că astăzi vorbim despre fond de ten și pentru că este un fond de ten despre care v-am mai vorbit și pe care l-ați mai văzut pe canalul meu, mă gândeam că nu ar strica să dezbatem câteva mituri care se regăsesc în zona asta tenurilor acneice. Mitul numărul 1 ar fi că fondul de ten cauzează acnea, lucru care de cele mai multe ori nu este adevărat. Un fond de ten, dacă este un fond de ten bun, nu va face absolut nicio problemă în acest sens. Este pur și simplu acolo pentru a acoperi imperfecțiunile și pentru a fi dat jos seara. De cele mai multe ori problemele apar în momentul în care nu ne demachiem corect. Evident, pot exista și fonduri de ten care să nu se împace cu tipul nostru de ten și atunci pot apărea anumite reacții, poate chiar să fim alergice la unul dintre ingrediente. Există și aceste cazuri, dar ca opinie generală, să spunem așa, fondurile de ten nu sunt direct legate de acnee. Asta pentru că primesc foarte des această întrebare. Este ok să purtăm fond de ten chiar dacă avem acnee, însă eu încurajez să, în primul rând, să lucrăm la relația pe care o avem cu noi și la iubirea pe care o avem față de noi și să căpătăm încredere noi și în zilele în care nu purtăm fond de ten. Dar, ca o mică concluzie, fondul de ten nu cauzează acnee. Lucrul acesta mi-a fost confirmat și de dermatologi și din site-urile și studiile pe care le-am citit, deci nu e ceva din capul meu acum și sper să înțeleagă cât mai multă lumea asta, pentru că văd foarte des fete care au o mare problemă cu felul în care arată tenul lor și temporar măcar s-ar simți mult mai bine dacă ar putea să acopere, doar că li se spune foarte des asta, nu te da cu fond de ten, nu te da cu concealer, că mai rău o să faci. E bine, dacă aveți nevoie de acest boost de încredere într-o anumită zi, folosiți-i liniștite, nu o să înrăutățească acnea. Un alt mit pe care îl mai aud este faptul că există fonduri de ten care acoperă complet acnea. Aici ar fi o discuție mai profundă, pentru că sunt mai multe tipuri de acnee și depinde foarte mult de care tip suferi tu, dar, în general vorbind, fondul de ten acoperă pur și simplu culorile diferite, dacă e o zonă mai roșie, pentru că este inflamată. În schimb, nu o să acopere niciodată absolut nimic ce am folosit noi, fondurile de ten care sunt foarte ștere relief, cum am eu, de exemplu, acum aici pe gât. O să vedeți și de-a lungul acestui videoclip. Sunt acoperite în sensul că nu se mai vede deloc culoarea lor, nu se mai văd atât de rău, sunt aproape insesizabile, dar în momentul în care mă întorc în lumină, se vede că încă sunt în relief și de multe ori primesc întrebarea asta, cum fac să acopăr coșurile? Ei bine, în totalitate niciodată nu o să reușim să acoperim, în schimb, din fericire, există anumite produse care ne pot ajuta să acoperim cât de mult putem din ele, cum ar fi astăzi, eu port pe față Derma Blend de la Vichy, varianta 3D, care este special concepută pentru acnee. De asemenea, funcționează foarte bine și pe cicatrici și alte imperfecțiuni ale tenului, după cum o să vedeți și în continuare. Așa că dacă vreți să faceți coșurile cât mai puțin sesizabile pe tenul vostru, atunci ideal ar fi să apelați la un astfel de fond de ten care să fie mai cremos, care să ofere o acoperire mai mare, dar în același timp să nu încarce foarte tare tenul ca să nu-l simțiți greoi. Partea bună la acest produs este că el conține și acid salicilic, care practic este un tratament pentru acnee.
Eu nu-l folosesc zilnic ca să spun că am observat un efect sau o lipsă a acestui efect pe tenul meu. În schimb, mă încălzește așa să știu că în fond de ten există acid salicilic și că în momentul în care mă machiez, cumva ofer și un boost tratamentului pe care l-am în paralel. Acum sunt disponibile 6 nuanțe la acest fond de ten. Au 2 nuanțe noi, 20 vanila și 30 beige. Fondul de ten care mi se potrivește mie cel mai bine ca nuanță este 25. O să vedeți în continuare că fac și un mic test ca să-mi dau seama cât mai bine. Bine, eu știam de mai mult timp pentru că îl folosesc de mai mult timp și știam deja ce mi se potrivește. Dar am făcut acest test ca să vă ajut pe voi să vă dați seama cam care ar fi nuanța potrivită. Dacă nu aveți, în schimb, probleme cu acnea și căutați pur și simplu un fond de ten pentru ceva pete pe față, pentru cearcăne și așa mai departe, puteți încerca Dermablend Fluid, care este pentru toate tipurile de ten. În schimb, pentru că astăzi este vorba despre acnee, vă invit să urmăriți în continuare și să vedeți cum acopăr eu cicatricile pe care le am, acnea activă pe care o am în momentul de față și câteva close-up să vedeți cum arată și foarte îndeaproape, pentru că este un look foarte natural, nu este un fond de ten care să arate greoi pe față, care să se simtă greoi și de asta mi se pare potrivit și persoanelor mai tinere. Ați vizionat acest clip, sper să vă ajute. Dacă folosiți și voi fondurile Dermablend, nu uitați să ne lăsați părerea voastră și în comentarii aici, să citim cu toții și ne vedem data viitoare. Vă pup, pa!